Vreau să mă las de fumat, dar nu știu cum. Este una dintre scuzele pe care le folosesc cel mai adesea dependenții de tutun, deși specialiștii spun că nu e nevoie decât de voință. Treptat sau dintr-o dată, cu pastile sau fără, viciul poate fi învins, iar reușita înseamnă un trai sănătos și îndelungat, având în vedere că fiecare țigară aprinsă scurtează viața cu circa 7 minute. Două țigări, trei, mut, păi nimic, zero. Zero. În România sunt aproape 5 milioane de fumători, iar dintre aceștia doar o treime au încercat măcar o dată să renunțe la viciu. Unii o fac prea târziu, așa cum este și cazul lui Ioan. Tutunul i-a afectat grav plămânii și corzile vocale, dar abia acum a decis să apeleze la ajutor specializat. Nicotina asta parcă o dependență față de băcuvânt. Și el la mâncare. Toți îmi nevoia să aprind o țigară, așa. Ministerul Sănătății a început în 2007 programul național Stop Fumat, prin care fumătorii sunt ajutați să scape de dependență cu ajutorul medicamentelor. Tratamentul constituie însă doar un ajutor suplimentar în lupta împotriva nicotinei, riscul de recidivă fiind de aproape 60%. Medicii spun că după o perioadă de abstinență de câteva luni, nevoia de fumat este mai puternică. Voința este cea care îi ajută pe pacient să câștige bătălia. Am renunțat acum 15 ani. Și totuși, nu. Mă simt mai bine, am fumat de copil, la 15 ani, știu. Am fumat într-una. Până într-o zi când a zis că nu mai vreți. Gata. Terapia presupune medicamente asigurate timp de 2 luni de zile. Un pachet îi ajunge pentru 2 săptămâni și atunci 4x2, deci pentru 8 săptămâni are asigurat tratamentul. Bunicul a fumat toată viața și a trăit până la 90 de ani. Sau, mă voi îngrășa, sunt cele mai cunoscute scuze folosite de fumătorii care nu vor să renunțe la viciu. Unele sunt mituri, altele se aplică în realitate. Eu le spun pacienților mei că, deși pot apărea câteva kilograme în plus, sistarea fumatului este o decizie pe termen lung. Dacă mâine apar 3-4 kg în plus, asta înseamnă că nu o să mai apară peste 4-5 ani niște riduri în plus. Studiile arată că reușita în lupta împotriva tutunului depinde în mare parte și de sprijinul celor din jur. De aceea, când pacientul ia o astfel de decizie, este important să aibă susținerea familiei și să apeleze la sfatul unui medic specialist sau al unui psiholog.